Mulțumesc la toți. Bine ați venit la webinarul privind la modele RIMPRO utilizate în control bolilor, în plantațiile pomicului. E un seminar parte a o serie din două seminare. Mâine o să ai bloc a doua parte, ce sunt dăunători. Sper că o să conecteze mai mulți producători, pentru că tema e foarte actuală și foarte relevant pentru producători în contextul pieței, în contextul calității fructelor și așa mai departe. Eu mă numesc Andrei Lozan, sunt la proiectul Competitivitate și Reziliență Rurală, finanțat de USAID, proiectul e activ până în 2024 și lucrează în sectoarele horticultură, producerea vinului, vinificație, da, și turism. În ultimii ani au avut loc o dezvoltare în sectorul de producerea fructelor. Noi am fost mai mult cunoscuți pe piața europeană cu fructele noastre și permanent ne adaptăm ce țin de calitatea, parametri fizico-chimici, brix-ul, ambalajul, culoarea fructelor. Dar un subiect foarte important este protecția integrată a culturilor, a plantațiilor. Acum, sorry, eu spun video. Ok. Ah, nu văd. Da. Pentru că multe fructe au fost radiate și nu mai sunt folosite în schemele de protecție care au fost cândva folosite. În Uniunea Europeană sunt limite și țin de numărul și nivel de reziduri care sunt inspectate la recepția mărfurilor sau, de fapt, chiar la achiziția din depozit sau din livadă. De exemplu, pentru prunile proaspete, pe piața europeană, acest nivel este 4, adică maxim 4 reziduri de pesticide. Și săptămâna trecută, cine a fost la prezentarea la seminar cu Peter Hilsendegen din Germania, ne-a spus că producătorii germani reușesc în mare parte să producă zero reziduri pentru pruni. Acesta este un etalon și pentru noi și, de fapt, faptul că ei reușesc face presiune și pe noi, ca să fim competitivi. Costurile pentru tratamentele fitosanitare reprezintă între 15 și 30% din toate costurile de producere a fructelor, iarăși variază ce ține de diferite culturi și sunt pe a doilea loc după operațiunea de recoltare, care în mare parte e cea mai costisitoare. Prin urmare, ca să fim competitivi pe piața internațională, trebuie să eficientizăm tratamentele noastre. Da? Trebuie să să fim eficienți, da? Adică perioada de aplicare e foarte importantă ca să prevenim dezvoltarea rezistenței la diferite pesticide. În ultima perioadă observăm o tendință tot mai mare ca să se folosească metode aplicate și în agricultura ecologică și anume diferite produse. Da, diferite produse pe bază de microorganisme, fungi, bacterii, virusuri. Avantajul lor este că nu lasă reziduri, deși deseori costurile sunt majorate pentru așa produse. Produsele feromonale sunt aplicate pe larg și vorbim despre dezorientare sau capturarea masă a diferitor dăunători. Platforma RIMPRO vine cu un update, un adaos semnificativ pe piața Republicii Moldova. Și această platformă ne ajută ca să facem anumite tratamente în perioada potrivită, atunci când boala sau dăunătorul este mai vulnerabilă și, în final, avem o eficiență cu mai mare. Calculul se face cu ajutorul senzorilor de temperatură și umiditate. Deja câteva companii din Republica Moldova au experiență cu această platformă și din feedback pe care l-am avut este că au reușit să-și reducă aplicările cu produse fitosanitare. Pentru a folosi această platformă este important și necesar ca să facă anumite ajustări cu echipamente pentru stațiile meteo. Și ulterior o să vorbească Sergiu Smocinski la acest subiect de la PESEL International. Cumva un progres pe partea de RIMPRO, pentru că deja anul acesta a fost tradusă platforma în limba română și poate fi folosită mai ușor de către producători.
Ce vreau să vă spun, adică din punct de vedere practic, ce vom face în anul acesta este că vom avea câteva loturi demonstrative de plantații multianuale în care se aplică protecția integrată a culturilor. Da? O să folosească RIMPRO, platforma RIMPRO, combaterea dăunătorului cu ajutorul feromonilor și ulterior producătorii, da, vor face anumite calcule, anumite date vor fi înregistrate și vom avea niște seminare ca să prezentăm aceste rezultate. Vom lansa săptămâna viitoare un apel de aplicare pentru producători de fructe și vom acoperi costurile pentru abonamentul anual RIMPRO pentru 2024, dar și pentru echipamentele care sunt necesare de fi adăugate la stațiile meteo. Și această invitație va fi distribuită pe Agrobusiness și în cadrul Asociației Moldova Fruct. Vă încurajez ca să aplicați. Da, și cam asta e mesajul meu. Dacă mai sunt întrebări, în sens că putem să vorbim mai târziu. Acum, eu am făcut doar o introducere. Ulterior o să vorbească și Sergiu, ceea ce ține de dezvoltarea stațiilor meteo ai Metos în Moldova, nivelul la care s-a ajuns, acoperirea, următorul nivel, ceea ce ține de RIMPRO, utilizarea RIMPRO și sensorii necesari pentru a utiliza această platformă și Fanny ne va vorbi despre controlul și monitorizarea bolilor pentru culturile pomicole, iar mâine o să vorbim despre controlul dăunătorilor. Vă mulțumesc pentru atenție și te rog, Sergiu, să vii tu pe scenă. Mersi mult, Andrei. Bună ziua tuturor. Sunt Sergiu Smocinski, sunt agronom de specialitate și sunt reprezentantul brandului Metos în Republica Moldova. În câteva clipe am să fac un share screen ca să vadă toată lumea ecranul. Ceea ce vreau să prezint. Eu doar vreau o confirmare, să-mi spuneți dacă se vede bine ecranul meu. Da, e bine. O clipă doar să fac să fie. Așa e ok. Ok, n-am să vă fur mult timp din timpul vostru prețios. Începe sezonul, dar toți știm că trebuie să ne pregătim bine de sezon. Și RIMPRO este o tehnologie adăugătoare pe care ar trebui să o implementăm în livezele noastre și nu doar și în viticultură pentru a obține recoltă și calitatea dorită. Deci, PESL Instruments, probabil că mulți din dumneavoastră cunoașteți cine este PESL Instruments. PESL Instruments este producătorul de stații meteo și servicii atașate la aceste stații meteo. O companie cu experiență destul de mare, aș spune un pionier în acest domeniu, care a fost fondată în 1984. În anul acesta sărbătorim 40 de ani aici în Austria, unde sunt invitați mulți, mulți, chiar și cineva dintre cei prezenți la acest webinar. Ce s-a reușit până în ziua de azi în Republica Moldova, ceea ce ține de brandul Metos? Brandul Metos a fost primul și este și astăzi primul ca număr de dispozitive și ca recunoaștere în Republica Moldova. Deci primele stații în Republica Moldova au ajuns în 2008. Până în ziua de azi, în momentul de față, suntem prezenți, deci stațiile Meteo Metos sunt prezente în toate cele 32 de raioane ale Republicii Moldova. O dovadă o aveți aici în imagine din partea dreaptă a ecranului. Sunt peste 260 de dispozitive, deja le-am pierdut și numărul. Sunt dispozitive care rulează și transmit date calitative către fermieri. 260 dispozitive, peste 400 de utilizatori, deci deoarece de o stație poate pot beneficia mai mulți fermieri, mai mulți utilizatori și acest lucru are loc anume în cazul nostru.
circa 2000 de senzori măsoară condițiile chiar în acest minut și transmit date care aduc o eficiență sporită tuturor celor care le utilizează. Deci, plus, dacă vorbim, nu vorbim doar despre dispozitive, mai sunt și abonamente, modele, care, servicii care le activează fermierii. Și anume vorbesc despre prognoza de boli și prognoza meteo, care este recunoscută ca soluție calitativă de către fermierii noștri și este folosită pe scară largă și le aduce mult profit și calitate tuturor fermierilor. Dar astăzi vorbim despre RIMPRO. RIMPRO este o soluție specială care a fost produsă de compania RIMPRO și care devine tot mai populară în Republica Moldova. Dar știm că RIMPRO, un soft care lucrează prin sau cu ajutorul stațiilor meteo. Deci noi trebuie să avem un dispozitiv care ne măsoară condițiile meteo în combinație cu soluția RIMPRO. Noi obținem modele de îmbolnăviri foarte calitative și anume calitative din cauza preciziei. Deci, de ce spun precizie? Pentru că sistemul RIMPRO folosește mai mulți senzori decât obișnuit. Ce înseamnă însăși RIMPRO pe modelul, pe exemplu, Rapnului Merlu? Da? Sistemul RIMPRO oferă mai multe modele pentru gestionarea, de exemplu, a rapnului mărului. Deci el ne oferă informații despre infecțiile primare, infecțiile secundare, urmărirea petelor în caz că apar, deci, și managementul fungicidilor, care nu se regăsește la multe softuri de așa gen. Deci în cazul RIMPRO lucrurile devin cu mult mai simple, deoarece deci noi introducând informații despre produsele care le-am aplicat, noi vedem deja perioadele sau zonele în care noi suntem protejați în baza unui produs chimic sau altul. Deci un exemplu îl vedeți aici în imagine. Deci toate lucrurile, desigur că sunt combinate cu o prognoză meteo și cu recomandări când trebuie să efectuați tratamentul următor. Despre senzori necesari pentru a obține o precizie necesară softului RIMPRO sau și toți senzorii în general care aveți nevoie pentru a monitoriza bolile și dăunătorii cu ajutorul softului RIMPRO. Deci aveți nevoie de un pluviometru care să vă măsoare precipitațiile în număr de doar unul singur. Senzor de umiditatea frunzilor, trebuie să aveți doi senzori la număr. Deci unul care să fie instalat chiar în coroana pomului sau în tufa viței sau pe butucul viței de vie și alt senzor puțin mai în exterior. Deci acest lucru este nevoie cu un singur scop pentru ca să prindem primele momente când frunza devine umedă până când ultima frunză se usucă. Deci având doi senzori amplasate în diferite locuri, noi deja monitorizăm 100% condițiile de umiditate pe frunză. Un alt senzor adițional care trebuie să fie instalat pe o stație meteo este vorba despre un senzor adăugător, este temperatura aerului la nivelul solului. Deci un senzor de temperatură aerului se instalează la nivelul de 10-15 cm de la suprafața solului, deci pentru a monitoriza dezvoltarea sporilor care pornește anume de la sol. Deci aici vorbim deja despre biologia dăunătorului. Și desigur, deja un component standard din cadrul unei stații meteo este senzorul de temperatură și umiditatea aerului care trebuie să fie prezent obligatoriu. Deci doi senzori de umiditate a frunzei și un senzor adăugător de temperatură aerului. Aceasta este configurația de care aveți nevoie pentru a modela 100% corect bolile și dăunătorii cu ajutorul softului RIMPRO. Vă mulțumesc mult, sper mult că nu v-am plictisit și v-am dat informație utilă.
Mersi mult, Andrei. Sergiu, dar poate spui câțiva despre prețuri? Da, desigur, am să mă întorc înapoi. Deci, dacă am să vorbesc doar despre senzori adiționali de care avem nevoie, deci un senzor de umiditate pe frunză și un senzor de temperatura aerului la sol, o să ne coste în jurul de 1100 de euro. Deci pentru a face un upgrade la o stație mită. Dar dacă am vorbit de prețuri, am să fac scurt și un calcul matematic. Deci dacă noi tratăm 10 hectare de livadă, deci și cheltuim per sezon 1000 de euro pentru toate tratamentele, cu ajutorul unui soft inteligent cum ar fi RimPro, o să economisim 25% în baza tratamentelor chimici. Asta ar însemna că noi o să economisim 2500 de euro anual, și deja înțelegem că noi ne-am răscumpărat investiția deja din primul an de utilizare a softului. Andrei? Da, super, super. Noi să avem, spuneam, de loturile astea demonstrative, da, în care o să fie 6 loturi, da, care o să fie finanțate de proiectul nostru și da, o să vedem, o să calculăm foarte bine și partea asta economică, chiar, da, mulțumesc mult de informații. Lucrul ăsta ar trebui să fie prioritate, îmi cer scuze, Andrei, ar trebui să fie prioritate deoarece factorul limitativ, totuși la noi sunt precipitațiile și condițiile meteo, dar mai este și un factor important limitativ, sunt resursele financiare în Republica Moldova. Da, mersi, mersi. Da, mersi, mersi mult tuturor. Mersi de contribuție și de facilitarea nu, invitației RimPro Moldova, da, practic tu cred că ai fost cel care a inițiat comunicarea asta. Cu mare drag. Spor, Da. spor, Doamne ajută. Mersi, mersi. Fanny, so we had our short introductions. And we'd be glad to invite you and so that you have your presentation. Vă rog, cine are anumite întrebări, descrieți în chat și cred că prezentarea o să fie timp de o oră, o oră jumătate. Dar cine are întrebări, vă rog să scrieți în chat și facem câteva pauze și mai răspundem la întrebări, adică când schimbă tema. Și vreau să-l invit pe Sergiu, care o să ne ajute cu traducerea. Bine venit, Sergiu, el lângă mine. Bine v-am găsit pe toți, sper să fiu util și eficient. Fanny, I'm at your service. Okay, good. Are you ready? Yeah. Okay. Hello everyone. I'm Fanny from RimPro, and I will do a general presentation about RimPro and then a few presentation about specific diseases. Bună ziua, mă numesc Fanny de la RimPro. O să fac două prezentări. O să împart prezentarea mea în două. Înainte o să fac una generală și apoi o să fac prezentări separate pe mai multe module. I mean, you had the introduction, so you already heard about RimPro. But RimPro is a DSS that is connected to your weather data and that is there to help the growers to take decision about pests and disease. RimPro este, practic, o mică prezentare a fost făcută de colegii mei, dar este, pe scurt, un sistem de suport de tip DSS care colectează datele obiective de mediu și le algoritmizează pentru a controla bolile și dăunători. It is accessible online and it's, I mean, an application, so it's accessible every day, every hour of every day. Aplicația este cu acces online și respectiv poate fi oricând accesată de către utilizatori. Why did we create some models in apple and pear growing? There are a lot of different diseases and a lot of different pests, and it's almost impossible for a grower to know all the biology of everything by heart, so it's there to summarize and help the grower.
Respectiv, ținând cont că pe mere și pe pere, în general, este o gamă foarte mare de dăunători și boli și foarte des producătorii agricoli se confuzionează în a putea identifica, în a putea diagnostica aceste intemperii, să spunem așa, și respectiv RIMPRO este un instrument care îl ajută pe operator să identifice și să combată aceste boli dăunători. An example of all the different nice things that you can find in an orchard. Aici putem să vedem câteva imagini a tuturor momentelor pe care putem să le avem într-o livadă legate de bolci dăunători. And the specificity of orchards is that the populations always tend to increase year after year, and that's why it's important even at the very beginning to pay attention to the different pests and diseases so the population don't grow up. De asemenea, spre deosebire de plantațiile anuale, plantațiile perene, și anume plantațiile de pomi fructiferi, au caracteristica de a mări în momentul în care nu este combătută eficient boala sau dăunătorul, de a mări concentrația de patogeni. Good. RIMPRO was created, so all the available knowledge on a specific pest or disease is summarized. And then we only display the interesting information for the grower. So not all the life cycle, but just the interesting steps where the grower can spray or can do something. Practic, RIMPRO este o vizualizare simplă a unui algoritm foarte complicat care ține cont de toate cunoștințele de ultimă oră asupra bolii sau dăunătorului și o transpune practic pentru utilizator într-o manieră foarte simplă, unde se vede doar o curbă și se dă prin culori, se anunță momentul cel mai oportun pentru a putea face o intervenție. Ok. And of course, the aim of the DSS is also to reduce the use of pesticides, because in Europe, but in most countries now, the number of spray that you can do is going down. So, and you have less and less molecules available. So you'd better use the molecules that you have, use it wisely to target at the specific moment when it's useful. Un alt aspect restrictiv, spunem așa, care intră în formula noastră de evaluare a riscurilor este faptul că din catalogele europene și cele naționale moldovenești sunt radiate tot mai multe produse fitosanitare pentru a trata maladiile și respectiv în contextul în care reducerea impactului asupra mediului din partea pesticidilor în general este iarăși o necesitate pentru a putea eficientiza tratamentele în plantație pentru a le reduce la maxim. Ok. The specificity of RIMPRO is that it takes into account a population and not a specific event. For instance, if it rains and the infection doesn't start exactly at that moment, you always have a population of insects or a population of spores, and the dynamic model, how it's called, will model the whole dynamic for the whole population. Abordarea pe care o are RIMPRO este diferită de cea care ține cont de ferestrele, să spunem așa, de post-emergență, pre-emergență, atunci când noi reacționăm doar la anumite evenimente, adică la o ploaie, sau la o manifestație, de exemplu, de intrare în vegetație a plantei. RIMPRO are o altfel de abordare, ea ține cont pe parcursul întregului istoric pe care el îl înregistrează, ține cont de populația de spori, de patogeni sau de insecte din plantație, începând cu momentul în care el este calculat și ține cont și poate să, de exemplu, să evite, să vă dea, adică să vă dea posibilitatea să nu tratați chiar dacă aparent ar fi necesar în condiții în care evaluați doar ploaia sau doar temperatura, să faceți un tratament de prevenire, de exemplu. And it will also take the whole growing season. So same weather conditions can have
different effects at different moments of the growing season. So it's always taking into account what is happening first to determine what will happen next. De asemenea, algoritmul prevede ca să se ia în considerație, în formula de calcul, spunem așa, dacă simplu o formulăm, toate evenimentele care au precedat evenimentul, care deseori la noi este legat, de exemplu, de ploaie, și respectiv face o estimare mult mai precisă, mult mai exactă, ținând cont de toate aspectele legate de temperatură, umiditate, implantație, care ați avut-o relevată istoric, spunem așa, până în momentul în care dumneavoastră deschideți aplicația și vedeți recomandarea pe care vă dă și respectiv algoritmul care a stat la baza sugestiei care au primit din partea programului RIMPRO ține cont de mult mai multe aspecte decât acele imediate pe care dumneavoastră le vedeți doar vizual sau de moment de pe stații sau de pe sensori. So now we come to the different models that we have. So there are about 14 models for Apple and pears, two models for stone fruits, and then three models for vineyards. Dacă vorbim de module, avem module pe boli, 14 maladii pe măr și păr, un model cu pe două maladii pe sâmburoase. Și de asemenea avem un modul cu care de control a trei tipuri de maladii pe vița de vie. As Sergiu explained, you need some sensors on your weather station. Those weather data are taken from the weather station, integrated into RIMPRO, and in some models you also need some input such as phenological stages, a flowering date or a green tea date, and all these informations combined make an accurate model for the season. După cum făcând legătură cu prezentarea lui Sergiu, vă confirm că este necesar pentru a putea cât mai eficient algoritmiza și vizualiza datele și recomandările din partea din RIMPRO, aveți nevoie de echipament, adică o stație meteo cu sensoristica necesară pentru umiditate, temperatură și alte momente relevante de cantitate de precipitații, de exemplu. Și dar este necesară și o participare din partea operatorului, ea nu este semnificativă, este necesar ca operatorul să introducă niște date legate de stadiul fenologic a plantelor sau careva elemente inițiale care sunt necesare pentru program ca să pornească algoritmul. Reperul, spunem așa, un reper de la care el să începe să facă socotelele. The models work on a 30-minute basis, so they update every 30 minutes. And you always get, so on each graph, you have this blue vertical line that is the last data of your weather station. So everything that is on the right side of this vertical line is based on forecast. So you have the result of the model in the past, but also for 10 days forecast. Programul se actualizează foarte des, odată la jumătate de oră el este făcut refresh la program. De asemenea, după cum vedeți din grafic, vedeți o linie azurie, așa, albastră, verticală, care practic împarte diagrama în trecut și în viitor. Adică tot ceea ce este în partea stângă a diagramei sunt evenimentele deja care au trecut, tot ce este în dreapta este prognoza calculată de algoritm și sugestiile în dependență de datele pe care sunt relevate de la sensoristică și alte elemente pe care le ia în considerație program. In some models, you have a fungicide module that can also help the growers. So you can model both the biology and in some cases, you can also model some chemistry about the fungicide. And this is extra information to help the growers take a good decision.
De asemenea, un element foarte important este, care de asemenea este un element care este introdus de operator, este simularea anumitor situații în momentul în care folosiți un anumit tip de, sau ați folosit un anumit tip de pesticid, fungicid, respectiv programul vă dă o prognoză în dependență de condițiile de mediu de moment, plus de forecast-ul, adică prognoza de viitor și vă estimează comportamentul patogenului în plantație și vă dă nivelul de risc, adică momentul în care trebuie să interveniți. Ok. And then the last slide for the general presentation. There are different options to access the model. And in some cases, you can also share the output of the models with the multiple users. So it's very, well, I don't find the word in English, but you can really adapt to different profile of user, access one station or multiple stations. So it's very parametrizable. De asemenea, funcționalitatea platformei permite o palitră de abordări și de împărtășire a informației pe care o obțineți prin intermediul platformei și prin intermediul instrumentului care vă-l oferim. Adică el poate fi individual folosit, dar poate să fie și distribuit, adică să fie făcut un share, toată informația dată, ori la nivel de o platformă, la nivel de asociații, la nivel de o colectivizare, da, mai multor utilizatori și respectiv de informația care este colectată și este algoritmizată de program, pot să beneficieze și alți utilizatori care nu în mod neapărat sunt posesorii, spunem așa, unei stații meteo sau aplicații. Okay, I will now go to a detailed presentation about a few disease models, and we will start with AppleScab. If there are some questions about this first general presentation, then feel free to ask. Prima parte a prezentării mele legată de prezentarea generală se încheie aici. Noi acum vom trece nemijlocit la descrierea anumitor modele de combatere cu folosirea instrumentului RIMPRO, și anume pe modelul rapunului la mer. Dacă aveți între timp întrebări, puteți să le adresați atâta timp cât trecem de la slide-urile de prezentare generală la cele de modul. No question. I start with SCAB. So the Apple SCAB model was the first model to be developed on the platform. So we now have more than 30 years of feedback about this model. So it's very well known and well used worldwide. Modelul de rapun la mer este unul practic pe care a stat la baza structurării abordării în elaborarea prognozării pe maladii și deja de peste 30 de ani noi obținem feedback și analizăm date și actualizăm date și îmbunătățim algoritmul de lucru pe baza acestei maladii cu programul nostru. Concerning the biology of AppleScab, the inoculum is located in the leaf litter on the floor of the orchard, and then in spring, when it rains, some spores are liberated from the well, I don't want to use too complicated word, but from the peritaceous, from little balls that contain the spores, and the spores are liberated at every rain in spring. Conform, spunem așa, comportamentului maladiei, aceasta pe timp de iarnă este conservată în aparatul foliar căzut la sol și în condițiile de optimale de temperatură și umiditate, în primăvară, după ce temperaturile se ridică la anumită, mai sus de anumită dată și umiditatea aerului se mărește, sporii maladiei migrează de la suprafața solului pe aparat foliar al plantei. Okay. When the spores land on the leaves or on the fruits, if there is enough wetness, they germinate and they can infect the plant. În momentul în care sporii obțin un mediu favorabil pentru a germina,
adică în condiții de iarăși de temperatură și umiditate favorabilă, acestea germinează și afectează fructul sau frunza. This is for the primary infection, but then if you have one successful infection, the lesions, the symptoms from this infection will start to sporulate. This will produce conidias, and you can have secondary infection once that you have the first symptoms in the orchard. Este acest scenariu este scenariu inițial, dar știm foarte bine că rapnul măr se manifestă, poate fi prezent în plantații de mai mult timp și respectiv sunt mai multe stadiuri de progresare a malatiei în plantații și respectiv cu ori de câte ori condițiile sunt favorabile, boala se progresează în plantații și afectează tot mai mult și mai multe plante. The apple scab model is, for now, maybe not for long, the only model that needs like a starting point at the beginning of the season. And the starting point can either be the first spore that you detect in a trap, for instance, some universities have spore traps, or the date of green tip of your main variety. So if you don't have any university or any trap in the neighborhood, you input as a start of the model the of green tip of your trees. Modelul prevede ca să fie introdus acel biofix sau primul moment de calcul, adică punctul de pornire pentru ca algoritmul programului RIMPRO să facă o diagnostică cât mai exactă. Sunt două surse de la care ați putea să fie obținute informația pentru a pune acest punct de pornire. Primul este dacă în cazul în care institutele de cercetare științifică au capcane care au posibilitatea să captureze și să identifice sporii de maladie, de patogen. În cazul în care nu există o structură care monitorizează în timp continuu acest fenomen, de obicei, un utilizator simplu, un operator simplu, pune ca punct de pornire vârful verde, spunem așa, în momentul în care iese primii milimetri de frunze verde din mugurile vegetative. Okay, now I will talk about the different steps of biology, and I will do it step by step. So in every RIMPRO models, the bar that is at the bottom is always a summary of the wetness moment in light blue and the rain moments in dark blue. În toate grilele pe care o să le vedeți, toate diagramele care le vedeți cu vizualizarea recomandărilor pe RIMPRO, o să vedeți o scară în partea de jos, unde cu albastru deschis, cu bleu, este perioada de umezeală relativ înaltă și cu albastru închis este perioada de ploi efective, adică precipitații. The bottom graph is concerns the calculation of the spore maturation. As I said at the beginning of the presentation, at the beginning of the season, the inoculum is on the floor of the orchard and the spores are maturing depending on temperature and wetness. De jos în sus, următoarea diagramă este practic încărcătura de spori în plantație. După cum am menționat și mai devreme, încărcătura este mică la începutul de sezon, se află la poalele plantației, spunem așa, la suprafața solului și gradual, pe măsură ce temperatura și umiditatea crește, încărcătura de spori se mărește și riscul respectiv la fel se mărește. Și este calculat de program. The dark red is when the spores are immature, and the bright red are when the spores are mature. So if it rains and if it's warm enough, when you have a stock of mature spores, those can be discharged on your trees. Cu culoare bordos, spunem așa, roșu mai închis, sunt sporii care încă nu s-au maturizat și încă nu sunt activi. Cu roșu deschis, sunt sporii care se deja încep a încărca, sunt activi, spunem așa, sunt spori care pot deja să afecteze cultura. Okay. So, this
middle graph is the most important because it will show the infection moment. So when it rains and when you have mature spores available, the spores will be discharged onto the trees. So the spores that fly to the trees are the yellow sticks that you can see here at the beginning. Respectiv, când încărcătura cu spori maturi deja este critică și condițiile de mediu, de temperatură și de umiditate crește, practic în graficul, al treilea grafic după înălțime, vedeți segmentele galbene, este practic momentul când de la suprafața solului sporii migrează pe suprafața vegetativă a plantei, pe muguri, pe frunze, în dependență de etapa fenologică de dezvoltare. Once the spores have landed on the leaves or the fruits, if there is enough wetness, they will start to germinate. And all the germination period is modeled in white, this white area that we can see here. În momentul în care acestea sporii migrează și sunt gata să germineze, practic cu diagrama albă pe care o vedeți, este arătat scenariul de însămânțare, spunem așa, cu spori a plantației. Once that the spore has finished its germination process, it will start infecting the leaves, so it penetrates inside the leaf tissues, and this is the beginning of this of the infection. And this the infection is modeled by this red line. So the beginning of the red line is the first spore that starts infecting, then the rest of the population is infecting, and then when all the spores have finished the infection process, the red line stops. Următorul grafic cu o linie roșie arată practic momentul când sporii infectează planta, practic, și gradual în timp arată nivelul de infectare și respectiv în momentul în care se termină etapa de germanare a sporilor, linia roșie se stabilizează. And the orange part is when the spores has infected the leaves and start developing inside the leaf. So it's the mycelium that starts growing, but it's the first step of the mycelium development, so it can still be accessible by some fungicides. This is what is called the primary stroma. It's the first steps of development inside the leaf. De asemenea, pe dreapta o să vedeți toată partea cu oranj, este momentul când sporul intră în primele țesuturi ale plantei și respectiv încă în perioada aceasta este posibil să accesăm prin tratamente malatia ca să nu o scăpăm de sub control. Ok. As I said before, so you have this blue line showing the actual situation. Anything that is left is based on your recorded data from your weather station. Anything that is right is based on the forecast. The forecast update every hour. Well, we update every 30 minutes, but the forecast update every hour. So the prediction can change every hour if the rain amounts predicted have changed. So it's important to take a look regularly at the model to see how the simulation in the future change based on the forecast change. După cum am menționat și mai devreme, iarăși vedem diagrama cu unele date introduse în ea, făcute, spunem așa, un zoom out. Vă reamintesc că linia de separare pe mijloc albastră împarte graficul în trecut și în viitor, spunem așa, și în prognoză. Trebuie să ținem cont, operatorul trebuie să țină cont că actualizarea pe care o facem noi se face odată la jumătate de oră și forecastul, adică prognoza de viitor se calculează odată pe oră, adică se recomandă în etapele critice, da? În perioade critice când vremea fluctuează foarte mult, operatorul să verifice graficul odată la jumătate de oră, bară o oră.
And the red line, the red infection line, you can have different intensities. So you can have small infections, middle infections, or big infections, depending on how many spores succeed to infect. And of course, the higher is the red line, the more serious and the more severe is the infection. And the big infections are the more difficult to handle. Limitele, liniile întrerupte pe care le vedeți orizontale este practic gradul de risc care există în diferite condiții pe care le puteți evalua. Aici le vedeți în trei scenarii posibile sau trei momente în timp care au fost evaluate, respectiv cât este mai verticală și mai înaltă linia roșie, cu atât mai mare este riscul și cu atât mai infecția este, a plantației este mai ridicată. This was for the primary season. And as I said at the beginning, once that you start to have symptoms of scab in your orchard, the lesions can sporulate and keep infecting during summer. So if you have lesions in your orchard, you can switch to the scab secondary in the middle of the season. De asemenea, dacă au fost condiții sau leziuni pe plante, pe fructe, pe frunze, în plantație și după știm foarte bine că rapnul măr se manifestă în mai multe generații în plantație, când depășim etapa critică pe timp de primăvară, faza, etapa inițială de control, meniul de sus, după cum îl vedeți, este primar și secundar, adică trecem pe etapa de monitoring secundar, care practic pe parcursul perioadei uscate, spunem așa, a verii, ține sub control un scenariu probabil de manifestare a rapanului la măr în etape ulterioare de dezvoltare a plantației. The leaves are only susceptible to scab when they are young. So we consider that until they reach 50% of their final size, they are susceptible to scab. So the secondary, this model, the scab secondary model, we'll model in green the young leaves that can be susceptible to scab, and in red, the fruits that can be susceptible to secondary scab infections. You will see that the part in red is actually, I mean, infections in red will actually go down when you come closest to harvest, because the fruits become more and more resistant to scab infections when they get older. Cunoștințele științifice, spunem așa, asupra comportamentul rapnului la măr deja denotă și cu toții știm că rapnul la măr se manifestă pe țesuturi tinere, adică pe frunze tinere și pe fructul tânăr, respectiv la etapa de control secundar a rapnului la măr, care vedem acum în diagramă. Cu verde este monitorizat practic acele frunze care încă nu s-au maturizat, adică pentru că datele științifice denotă faptul că frunzele care au depășit 50% din maturitate, spunem de dezvoltare, nu sunt susceptibile sau nu sunt sensibile la rapă la măr, pe când fructul este încă sensibil pentru că încă nu s-a maturat. Și respectiv, vedem în perioada de vară, vedem că partea verde este mai redusă și partea roșie este tot mai mare, pentru că atunci este necesar mai mult control asupra fructului. Și după cum vedeți în timp, cu cât mai mult progresăm în timp, impactul diagramei roșii scade, pentru că pe măsură ce fructul se maturizează, la fel țesuturile mature, obstaculează progresarea rapnului pe fruct. Ok. And the idea for the secondary season is the same. It means that the higher is the risk, the more severe it is. And when the risk goes above this threshold line, it means it's an important risk. So a small risk like this one is not so important, but a risk like this one should be covered with a fungicide.
De asemenea, foarte, foarte clar diagrama arată momentul în care este necesară intervenția. După cum vedeți, adică principiul e același, cât e mai înaltă verticala diagramei, cu atât este riscul mai mare. Dar avem jumătatea, da, de diagramă, unde se colorează cu galben spre oranj. Este practic zona când este necesară, când este recomandată intervenția în plantație. În momentul în care aveți un risc sub nivelul 1, pe verticală, spunem așa, programul recomandă să nu fie în exces folosit pesticidul în combaterea patogenului, pentru că el este nu este nu are așa, un impact atât de mare. So as I said at the beginning, you also have the option to add your fungicide schedule in the DSS. So the first step is to create some fields, some plots. De asemenea, pentru a avea un calcul cât mai eficient și o prognoză cât mai eficientă atât în sugerarea momentului când trebuie să faci tratamentul, dar și calcularea cât este de eficient și cât timp mai durează efectul de la produsul de fitosanitar pe care îl folosiți, este foarte important în meniul programului să introduceți câteva date cu care pe urmă algoritmul lucrează tot mai bine și mai bine. Adică în câmpurile noastre ar fi relevant să introduceți produsul chimic sau principiul activ cu care faceți tratamentul, astfel încât și programul să țină cont de perioada de carență acestuia și așa mai departe. Then the user is choosing the molecule. Every country has a different list of approved molecules. I don't think I have any specific list for Moldova yet. If there is no specific list for the country, you will see a general list that is common to different countries. Programul la moment nu relevă denumirile comerciale a produselor, pentru că în fiecare țară ele sunt diferite sub diferite mărci, de aia la moment se introduce molecula, adică principiul activ care îl folosiți, el o se găsește pe etichetă și nu variază ca precum denumirea comercială a produsului. Okay. And then you click on the plot that you want to see, and the DSS will model different things. If it's a contact fungicide, so it has a preventive effect, the fungicide appears as a gray layer on top of the biology infections, and you will see that at the moment that you spray, you have 100% fungicide cover, and then it will go down in time, depending on two things, the wash off because of the rain, and the growing of the apple leaves that are kind of diluting the contact fungicide that you applied. Practic graficul, dacă ne uităm la grafic, graficul o să vă apară în momentul în care o să selectați câmpul. Dacă aveți mai multe câmpuri, este un alt element care trebuie să-l introduceți în baza de date a programului. Când faceți un tratament cu un fungicid de contact, respectiv faceți un tratament de prevenire, el se colorează, când introduceți datele și momentul tratamentului, el se colorează cu sur, peste partea albă, care am spus că este practic biologia, etapa biologică de dezvoltare a sporilor de patogen. Și după cum vedeți, diagrama vă arată cum afectează acest tratament malatie și dezvoltarea acesteia. Și de asemenea vedeți că în timp scade factorii care determină scăderea protecției, spunem așa, din partea produsului pe care l-ați făcut. Poate fi pe de o parte ploile care spală produsul de contact de suprafața frunzilor și a fructelor și pe de altă parte inevitabil creșterea țesuturilor, da? Mulțirea celulelor atât pe frunze cât și pe fruct, oarecum la fel diluează efectul produsului de contact, adică suprafața de contact a produsului se micșorează prin mărirea suprafeții totale vegetative. And the
The aim of this fungicide module is to have a gray layer on top of each infection, because most of the fungus of the contact fungicide have an effect on spore germination. It's important to have this gray layer at the moment of germination, so the white area in the DSS. And of course, we consider that the threshold is about 30%, because you see, you have the fungicide cover 10 to 100% here, and it's important to have at least about 30% of the fungicide still active at the moment of the germination. De asemenea, este foarte important să prindem momentul când diagrama gri acoperă practic în întregime diagrama albă și marja de eroare, spunem așa, ar fi necesar să fie calculată cu un 30%, adică de până și după intervenție, adică fungicidul trebuie să fie activ deja cu circa 30% în timp până la maturarea infecției și să fie încă activ după ce sporii au intrat în faza activă de contaminare, de germinare. Okay, and when the infection is really high, such as this one, you cannot handle this infection with only one contact fungicide, because a very high infection means that there were a really high population of spores, and because the fungicide is never 100% efficient, it means that even if a small fraction, like 5 or 10% of the spores manage to survive, 10% of a high population can become a big problem. So in this case, it's always advised to also spray curatively after the infection. De asemenea, sunt scenarii când infecția este majoră, o vedem practic în partea dreaptă a diagramei, și vedem că partea gri nu acoperă partea biologică, de dezvoltare biologică a sporilor, și în cazurile date poate fi cauzate de o infecție mare sau de o concentrație mare de spori inițial în plantație, și ținând cont de mai mulți factori, atât de timp, de umiditate, de ploi, nu poate să acopere un fungicid această etapă doar printr-un o intervenție cu un produs de contact, și respectiv RIMPRO prognozează un asemenea scenariu și dă recomandare și spune când este epoca critică, pentru că în momentul în care aveți o încărcătură de spori mare în plantație și dacă ați reușit să controlați 90% din acești spori, 10% devin oricum un factor destul de critic, în cazul în care 10% sunt dintr-o concentrație mare de spor inițială. Și respectiv, un ulterior tratament și un ulterior prognoză este relevant, important pentru operator, ca să poată să o estimeze și să poată să controleze în etape următoare rapanul AMR, când el nu a fost controlat suficient de un prim produs de contact. When you have to spray curatively, if the fungicide has a curative effect, at the moment of the spray, you will also see that you have some efficiency in the path. So every fungicide that you spray, if it has a curative effect, it will be 100% efficient until a certain moment back in time, and then its efficacy decreases. The length of this gray area is depending on temperatures. It's calculated in degree hours back in time. So it's depending on the temperatures that were recorded by your weather station. So in this case, you would like this gray cover back in time to go back until the beginning of the red line. So it's killing back in time the spores that infected. Și respectiv cu scenariul al doilea, atunci când afecțiunea este mare și când faceți un tratament deja nu doar preventiv, dar și curativ,
practic cu grive dieți diagrama care aduce starea plantației și înapoi. Adică dacă vedeți linia neagră pe centru care arată prezentul, în momentul în care faceți un tratament cu un produs cu efect curativ, o să se coloreze diagrama și în timp înapoi, pentru că ca să vă denote dacă reușiți să acopere și stadiul inițial de manifestare a infecției pe stânga, da, unde a fost cursorul, dar și ținând cont de că eficacitatea produselor fitosanitare cu caracter curativ depinde și de ore de căldură, spunem așa, în timpul perioadei de vegetație. Programa de asemenea, pe partea dreaptă, vă prognozează efectul acestui produs pe care l-ați folosit în timp și o să vă permită să evitați unele tratamente spasmatice, spunem așa, în condiții în care nu aveți o prognoză și sunt, de exemplu, condiții de ploaie, adversități diferite care ar putea să dezvolte o malătie, dar Rimpro o să vă arăte că sunteți încă acoperit de această prognoză și nu este necesar să mai faceți o ulterior tratament. Okay, we are done with the apple scab. Do you have any questions regarding this? Yeah, Fanny, there is a question in the chat, okay, which says if we use Sigma, then do you need another application of a systemic product? Normally, no, because Sigma is Captan. And Fanny, if it's possible, do you hear me? Because I'm the guy of the question and I'm actually a user of Rimpro since last okay, year. Okay, good. Hi. Yeah, the question was in the previous slide. You showed the situation. So you see here Sigma. Okay, it's a case. It's an old screenshot. And if you are. Yeah, it doesn't matter. It's about reading the graph because we tried to do this last year and it was quite a challenge for us to understand how to interpret it. Okay. This is. So they, in this case, screenshot. If you are covered by Sigma, so you yeah. don't make a curative spray anymore. In this specific screenshot, you don't need a curative spray at this moment, because it's a small infection and it's completely covered by Sigma. So in this case, you wouldn't need to come back with a curative application. In the so case, this specific case means you're completely covered. That was yes. the question for me. Okay, thank you. I will translate for everyone else. And yeah, you can finish the idea. Oh, yeah. Just to mention that it's an old screenshot. So now, if you look at Rimpro, you will see that Captan also has some curativity because there were some new trials with new knowledge. And it's now set up that Captan also has some curativity. Just to say that now, if you do the same now in Rimpro, you will see some gray in the future, but also some gray in the past. Mm-hmm. Întrebarea care a fost de la domnul Mihai era anume legată de scenariile alea două când un fungicid de contact a funcționat, adică acoperă perioada de activitate a sporilor și cea din dreapta când a fost depășită. Adică cazul exact cu Sigma, care este un captan, adică este un produs de contact care este folosit și dacă segmentul gri de protecție acoperă întreaga parte roșie, spunem așa, care denotă afecțiunea în plantație, Fani spune că nu ar fi necesar în scenariul dat să mai fie făcut un alt tratament cu un produs curativ sau sistemic. De asemenea, Fani spune că un studiu nou, recent făcut, spune că produsele de tipul Sigma au și efect curativ. Adică deja Rimpro, de acum încolo, practic în cazul în care Sigma o să fie folosită, o să arate și pe partea de trecut, adică efectul curativ a produsului pe plantație. And just looking at this slide, I can make a short summary of everything that I've said because it's interesting. So if you understood well, you can see that you have mature spores in bright red. It rains because you have dark blue. Because it rains, you have some spores on that land on the trees.
twice at each rain event here, because it rains here. Yeah. Here it rains again and you have extra spores that come. All those spores germinate, but because the wetness is very short after the rain, so then it's dry here, the infection is actually small, even if the germinating spores are high. It means that some of the spores are naturally dying because it's dry and they don't succeed to infect. So it's interesting to look at this. Și dacă facem o interpretare în general a diagramei, adică cum ar fi necesar să fie citit în momentul în care prima dată a apărut pe ecran, practic vedem încărcătura cu spori pe diagrama cu roșu, închis și roșu deschis pe centru, unde se vede încărcătura cu spori activi, vedem momentele în timp când avem precipitațiile, da, cu albastru închis, avem două momente când a fost perioade cu precipitații scurte. Sus, în diagrama cu gri, vedem două momente când sporii proliferează, adică ei migrează și începe să se dezvolta și afecta. Dar, ținând cont că ulterior, după ultima etapă, după ultima precipitație, a fost o perioadă albastru deschis și alb jos, vedem că temperatura a fost, umiditatea a fost redusă și aerul a fost uscat, o mare parte din spori au murit în mod natural pentru că n-au găsit condiții pentru a putea să se dezvolte și plus produsul Sigma în cazul nostru a protejat, a acoperit practic afecțiunea și programul practic sugerează să nu mai fie intervenții cu niciun alt produs pentru că scenariul dat este acoperit în întregime de produs și de algoritm. Eu încerc, scuze, Sergiu, dacă îmi permiți, o să mă adresez o întrebare în engleză, să fim mai eficienți. Da, Fanny, eu o să traduc pe urmă în română. Ok. Ok, mersi. Fanny, listen, you've got here an option, it's called the breakpoint. In which case do you suggest to use the breakpoint? Oh, you are already... I don't talk about breakpoints usually until you go more, until you go deeper. No, I'm a user already, so that's why I want to know. But yes, breakpoints can be used when, in this case, okay, it's a bit covered by the gray, but I think you can see, you have multiple rain events that lead to multiple discharge, and all the germination periods tend to accumulate, and this is why it ends up in a very big infection, because you have spores, and then spores, and spores, and spores, etc. In your case, if in your orchard, you sprayed here preventively with Dithianum, for instance, and you know you killed this first part of the spores, you want to know what happens when this part of the spores is killed, right? So what you can do is set a breakpoint. I don't know, let's say that your Dithianum has killed, well, in this case, it's well positioned, but let's pretend that you think your Dithianum has killed this part of the spores. You could set a breakpoint here before the next rain, so you actually see what happens only with the new spores and not with the old spores that have been already killed. So this is a way to split the infections, so you can get rid of some of the population of spores that is already dead if you sprayed correctly. Is that a moment in time? Then, so you know when how much the LAN, how much time the LAN is active, so you make a break point when it finishes its period of activity. Okay. In this case, I cannot say when to make the break point because the LAN is actually covering the whole discharge moment. But if your gray layer would finish here, you can set your break point here. And so you only see the infection that is due to the new population of spores and not to the old population of spores. Eu am înțeles, eu încerc să traduc, dacă ceva putem să mai intervenim cu o întrebare, Mihai. E ok așa? Da, da, eu am înțeles. Mersi. Adică, practic, ce înseamnă breakpoint? Da? Breakpoint este, practic, momentul când noi putem să întrerupem niște date mai vechi, care, de exemplu, poate putem să ne creeze o confuzie în interpretare. Să ne imaginăm, de exemplu, că pe diagrama din dreapta,
Delano nu a acoperit toate momentele de jos, segmentele când după multiple ploi. Dacă vedeți în partea de jos, de pe data de 23, spunem așa, 23 până pe 26, au fost multe momente de ploaie. Și ele s-au întins, de exemplu, într-o perioadă mai mare de timp. Și Delano nu a acoperit, adică perioada de carență a lui s-a terminat și el nu a acoperit o anumită cantitate de zile sau anumite cantitate de spori care au fost manifestate din ploile din a doua jumătate, spunem așa, a grilei. Păi iată, atunci noi putem să setăm o linie care se numește breakpoint, adică practic un hotar, care denotă perioada de carență a Delanului de la primul tratament. Da? Și respectiv, noi știm precis că încărcătura de spori care a fost până în momentul ce el a fost omorât în întregime, și atunci programul calculează doar populația de spori care a rămas vie după breakpoint. Și atunci avem doar informația proaspătă și nu încărcăm diagrama cu încărcătura de spori veche, care deja a fost omorâtă în plantație. Și pentru noi devine mult mai clară diagrama și teoretic ar trebui și diagrama orange să se schimbe. And basically, if you make the breakpoint, also the orange part would change significantly because it's making with the prognosis with the last spores from the last treatment, right? Yes, because what the breakpoint is doing, it's killing all the germinating spores. So mm-hmm. in this case, if you don't spray the land, so if you would only spray Captan, you can consider that here your Captan is not active anymore. Mm-hmm. So you could set your breakpoint here, so all the spores here are killed, and then you see the start of a new red line. And it's also good to do this because otherwise the infection is going up out of the window because it's a very big infection. So you could actually see if those spores were responsible for a big infection and if those spores are doing afterwards only a small or also a big infection. Adică scenariul ar putea să fie calculat și breakpoint-ul ar putea să aibă importanță în momentul în care noi nu am făcut tratamentul cu Delano și, de exemplu, Sigma undeva către 24, da, indicele pe grila de jos de precipitații, ar fi deja o perioadă critică când el nu mai are efect, adică când efectul este deja redus și este necesară o următoare intervenție, respectiv pui un breakpoint acolo și programul automat o să-ți calculeze încărcătura de spori de moment, ca să înțelegi ce fel de tratament sau ce produs ar fi necesar să fie făcut tratamentul pentru a fi o eficiență maximă și pentru a nu avea un avânt mai mare de contaminare în plantație. Okay. Any more questions about SCAP? Mai avem întrebări în legătură cu rapanul sau putem să trecem pe un alt modul cu alt tip de malatii? Yes, no. I go to, I think next is powdery mildew. Următorul modul este făinarea. Okay. So a few words about the general biology of powdery mildew. Powdery mildew only infects the young leaves. And if it's not managed properly, it can also have an impact on the fruits, and it ends up to create some kind of russeting on the fruit skin when you have a lot of the powdery mildew. Ceea ce ține de biologia adversiunii date este făinarea afectează în mod normal frunzele tinere, dar în momentul în care proliferează și nu este controlat, sunt sub control, se manifestă și pe fruct, adică strică calitatea fructului. Most of the fungicides that are used on apple scab have also a side efficacy on powdery mildew, but if it's not handled properly, powdery mildew can very rapidly become out of control in the orchards. Majoritatea produselor fitosanitare pentru rapanul amer au și controlează și făinarea, dar în momentul în care nu este controlat corect făinarea, aceasta poate să aducă
daune semnificative în foarte repede și care se manifestă, poate se manifeste exploziv în plantație. Okay, just a feedback from my own experience. We used to grow apples under plastic roofs, plastic covers to manage scab. We ended up with a lot of powdery mildew, and I think we never managed to get rid of it once it's set up in the orchard. Din experiența noastră din câmp, am avut o situație în care am cultivat mierele sub pelicul, da, sub protecție, în spațiu protejat și protejând de rapunul amăr, am scăpat sub control concentrația de înfăinare, care practic am renunțat la ideea de a scăpa, pentru că s-a mulțit atât de mult că era practic imposibil de a fi ținută sub control. So the powdery mildew overwinters in the buds, and most of the time you can see the first infections during what is called pink bud stage. Iernează sporii de la făinare, iernează chiar în muguri și respectiv când are condiții ideale pentru a se manifesta, practic imediat la dezmugurire poate să fie observat. So you have, at the beginning of the season, you get a primary infection due to those infected buds. And then once that you start to have symptoms, then it's secondary infections that can go on and on during the whole spring and summer. Și respectiv, dacă aveți spore și manifestarea chiar de la începutul perioadei de vegetație, ar trebui să vă așteptați la faptul că ori de câte ori o să fie condiții favorabile în plantație, afecțiunea o să se manifeste când o să aveți condiții de temperatură și umezeală suficientă pentru a prolifera maladie. Ok. Same as for apple scab, only the young leaves are susceptible to powdery mildew. When they get old, they don't get infected anymore. Mă repet, precum și rapunul amăr, doar țesuturile tinere, spunem așa, frunzele tinere ale mărului sunt afectate de făinare, ca și la rapunul mărului. Cu cât frunzele se maturizează mai mult, cu atât sunt mai puțin susceptibile, mai puțin sensibile la această adversitate. Ok. Model same thing will go step by step in the model. So at the bottom, it's always the same blue bar with a wetness and rain periods. And the bottom graph for this model is calculating the sporulation of the lesion. So as I said, the season is starting with a primary infection. It's not flagged properly, but when the sporulation is starting, it means that first primary infection has started. And the gray sporulation that you can see here, it's all sporulation of conidias. So it's all secondary inoculum that is sporulating in this bottom graph. Principiul de lectură și de structurare a graficului este aceeași ca și la rapăn, adică pe scara de jos vedem momentele în timp și cu culoare se vede momentele de umiditate sau precipitații, da, cu albastru deschis, umiditate sporită, cu albastru închis, efectiv precipitații. În graficul de mai sus, care este cu gri, este iarăși necesar momentul când a fost relevată malatia în plantație, adică este punctul de pornire, biofixul, momentul zero, spunem așa, și cu gri vedem încărcătura sporilor, dar țineți cont că este o infectare secundară, da? Este un sunt spor pe conidia, da? So concerning the sporulation of this pathogen, so during darkness, no spores are formed on the conidia spores. So all the sporulation is calculated based on the temperatures of the recorded by the weather station. And the spore concentration, the spore development, mostly develops with temperatures. I don't show all the curves and everything, but it's mostly between 15
and 30 degrees, and with the low relative humidity, that the sprawlation is the most efficient. Care sunt parametrii de care se ține cont în momentul în care se calculează încărcătura de spori? Este, nu o să intrăm chiar în detalii majore, dar se calculează în dependență de ore calde și respectiv în momentul în care umiditatea relativă este nu tare înaltă, adică medie, și în condiții de temperatură între 15 și 30 de grade, încărcătura de spori exponențial se mărește, ce ține cont și programul. Programul RIMPRO cu datele pe care le are de pe stația meteo. Once that you have sprawlation, the middle graph, same as for ASCOPULSCAP, will calculate the infections. So in yellow, you will see the airborne conidias. In white, when they germinate. And the red line is again showing the infection of the young tissues. Practic, cum interpretăm graficul de mai sus, cu galben vedem epocile când conidia se manifestă activitatea și începe să sporuleze și să afecteze țesuturile, cu roșu. Cu galb vedem graficul de dezvoltare biologică și de germinare a sporilor și cu roșu vedem starea de infectare. And so those infections mostly depend on air temperature and relative humidity. And you will see that each time that you have rain that is recorded by your weather station, so it could be a real rain or some overhead irrigation, if your rain gauge is in your orchard and takes the overhead irrigation, and you will see that each time that it rains, it actually kills the germinating spores, and it breaks the conidiophores, the spores, so no infection is happening when it's wet and when you have free water on your leaves. De asemenea, ținând cont că maladia se progresează în dependență de umiditate relativă și de temperaturi, dar în opus față de rapanul la măr, adică în momentul în care sunt precipitații sau este umiditate sporită în plantație, porii sunt nimiciți de către apa care vine sau pe cale naturală sau prin irigare. Adică dacă puneți sensorii în spații protejate sau aveți în plantație irigare overhead, adică de sus în jos, și sensoristica este plasată corect și relevă aceste date, după cum vedeți în partea de jos unde stă cursorul roșu, cerculețul roșu, în etapele când sunt irigări sau este ploaie, avântul bolii scade. The infection, so the red line, occurs mostly at night, and often it's at the lower side of the leaves. And so sporulation needs hot weather and dry weather, low relative humidity, but infections happen mostly at night and need high relative humidity for the infection. So the DSS will calculate the different weather conditions that are favorable on one side for the sprawlation and on the other side for the infection. De asemenea, programul, ținând cont că boala se manifestă în mod normal când este mai răcoare, adică pe timp de noapte și cu umiditate relativă aerului destul de scăzută, programul ține cont de etapele, de epocă, de zile, de temperatură, de încărcătura, de umiditate și de etapele de sporulență a patogenului și de momentul când sporii se afectează planta. Respectiv, RIMPRO, algoritmul RIMPRO este unul care ține cont de toate aspectele date împreună, în loc. Okay. And then the top graph will simulate all the sporulating lesions that come from this infection. There is always some latency between the moment of the first infection and the moment when the symptom appears.
For example, you have an infection at this moment on the, well, very big on the 1st of April, more or less. And then you see that you the model calculates sporulating lesions only a couple of days, well, based on temperatures after. And this will be all the increase of the inoculum based on the infections that happened. It is always, as for Orimpro model, it's always for an untreated orchard. So of course, if you spray regularly for powdery mildew, you won't have all the lesions that develop and that increase in your orchard. Scenariul pe care îl vedeți aici este un scenariu în care nu se folosesc produse de protecție, adică el dă o prognoză generală în cazul în care nu a fost nicio intervenție cu produse de protecție împotriva la înfăinare. Știm că primele simptome apar mai târziu, cu câteva zile de la prima inoculare, spunem așa, a plantației cu spori activi și o vedeți chiar din grafic, adică graficul de jos arată că este deja infecția, dar doar cu câteva zile mai târziu graficul de sus arată manifestarea, anume leziunile care pot fi vizual evaluate și simptomele pot fi văzute în plantație. So powdery mildew weather is no apple scab weather. So molecules that are active against apple scab can be active against powdery mildew as well, strobilurins, for instance. But the moment when it should be applied is different because powdery mildew infections occur when it's dry and apple scab when it's raining. So when you have a big infection of powdery mildew that is modeled, it's important to apply a specific molecule that has a specific efficacy on powdery mildew to prevent this infection. And because, as in every disease, the first infections are the more important to cover, to handle all epidemics. When the model starts to calculate infection, it's important to spray specifically for these infections at the beginning of the season. Anume, datorită faptului că manifestarea malatiilor rapanului lamar și a făinării este diferită și se proliferează în condiții practic opuse, spunem așa, una față de alta, adică dacă una proliferează când e multă umiditate, cealaltă când umiditatea este redusă și alta pe făinarea pe timp de noapte, în perioada răcoroasă, progresează. Foarte des, chiar dacă produsele fitosanitare pe care noi le alegem au o destinație dublă, adică ele controlează și rapanul și făinarea, putem să ne anume acele breakpoint-uri, să spunem așa, acele momente când se termină activitatea unui produs și este necesară intervenția cu alt produs, sunt momente diferite și atunci întrebarea ar fi când este momentul când trebuie să facem controlul împotriva la făinare. Și pe grafic putem să vedem că controlul pe făinare trebuie să aibă loc în intervalele când vântul este cel mai jos, da? Luând în considerație că afectarea și manifestarea leziunilor pe plantă au distanță de câteva zile și noi trebuie să lucrăm în prevenire ca să nu avem daune pe fructe. Tratamentele împotriva la făinare trebuie să aibă loc în perioada cea mai redusă, spunem așa, înainte, pre-emergență. And this model is mostly useful at the beginning of the season, because then when in July, for instance, it's dry for a long time and with favorable temperatures, you will see that the weather conditions will always be favorable to powdery mildew. So it's important to target the first infections properly, so you don't have to bother about the continuous infections that you can have in summer otherwise. Respectiv, un alt aspect foarte important este intervenția de vreme, adică să facem tratamentele împotriva la făinare la etapele inițiale, la începutul perioadei de vegetație a plantației și dacă reușim să ținem sub control
vectorii care aduc malatia sau favorizează dezvoltarea malatiei implantației la etapa inițială, perioada de primăvară, practic ne va fi mult mai ușor în perioada de vară. Pentru că dacă nu reușim să le ținem sub control inițial, practic toată perioada de vară, când avem condiții de căldură, temperatură înaltă și de umiditate redusă, este o perioadă favorabilă pentru dezvoltarea făinării. Iată de ce modelul de prevenire și de tratare prognozată inițială la epoci de vreme a sezonului agricol este cheia succesului. For now, there is no fungicide model for the powdery mildew model, but one day when I will have time, I will try to do it. Maybe not for next year, but maybe the year after. One day there will also be some fungicide model for this model. Din păcate, la moment, scenariul cu aplicarea fungicidilor pe făinare încă nu este pe platformă, dar într-o zi mă angajez să-l formulez ca el să fie tot accesibil ca să dea prognoze la efectul din partea la principiile active asupra populației de spori pe făinare implantație în cadrul platforme. Adică la moment platforma arată doar scenariul în cazul în care nu a fost făcut niciun tratament. Adică un fel de judgment din partea operatorului este necesar înainte de a lua decizia pentru a face tratament. Ok. I'm done with the powdery mildew. I don't know what we do about time because I'm already late in the timing. Should I do the monilinia or should I stop now? I don't know what you. Well, you can continue. Okay, if I will you try have to time. Do... If you have enough time, yeah. Okay, I will try to do at least monilinia briefly, so growers know a little bit about this model too. O să facem o scurtă prezentare la monilia ca să aveți măcar o idee cum aceasta lucrează, cum lucrează în general algoritmul pentru această maladie. Okay. Again, a few words about the biology of monilinia. So it's called the brown rot. You can find it in almost every country growing stone fruit. And there are three main species, monilinia fruticola, laxa, and fructigena. Monilioza este o maladie care în spațiile Europei de sud-est, de vest, practic în toate spațiile unde se cresc fructele sâmburoase se manifestă, inclusiv în Republica Moldova. Sunt trei specii de monilie, fruticola, laxa și fructigena. Ok. Concerning the overwintering of the inoculum, it overwinters in cankers, so you can see some kind of canker on the bottom picture, or on the mummified fruits that stay in the trees once it's sporulating, and the primary inoculum stays on those fruits or on the canker, and the following year it can infect at the beginning of the season. Cum iernează monilioza, iernează sau în leziuni care sau țesuturi necrotizate sau malformații pe scoarța arborelui sau în fructe mumificate care n-au căzut la sol și au rămas pe plantă. De acolo sporii se manifestă în condițiile favorabile, se împrăștie sau tranzitează pe frunze și pe fructe. And then once that the fruits or the shoots are infected, they also sporulate, and this is a secondary inoculum source. The model in RIMPRO, it's not like for apple scab. It won't make any difference between primary and secondary inoculum. It will just assume that you can always have some spores in the environment. Mm-hmm.
De asemenea, sunt mai multe, iarăși, ca și orice maladie criptogamică, sunt mai multe generații și respectiv din sporii care au infectat primele șuturi de vegetație pe plantă, o să fie o altă sporulență și care la diferite etape o să manifeste în condiții favorabile în plantație, dar oricum RIMPRO nu o să o perceapă ca un moment de inițial sau final, ci o percepe monilioza ca o maladie care este întotdeauna prezentă în plantație. Adică el nu are un moment zero sau un moment când patogenul intră, trebuie să-l identificăm și să-i dăm un punct de pornire. Adică programul consideră că monilia este o maladie prezentă by default, adică în plantație. Ok. Again, the model step by step, the bottom you understood is always the same. And in this graph, the bottom graph will model the infections based on on temperature and humidity. So, well, bottom graph is showing the infections that are calculated based on temperatures and wetness duration. Graficul la fel se citește identic cu cele precedente în ceea ce ține de umiditate și precipitație în partea de jos. Graficul de mai sus face o prognoză de dezvoltare convențională, spunem așa, a maladiei, reieșind din orele calde și din umiditatea relativă și precipitații. Exactly. So the optimum temperature for the infection is about 20 degrees. But then when it's too hot, it's actually not favorable to the disease anymore. Adică se ține cont de umiditatea relativă a aerului și de faptul că temperatura optimală pentru dezvoltarea bolii este de 20 de grade, dar și ține cont de faptul că temperaturile de mai jos, de 5-10 grade și superioare la 30 de grade, nu sunt favorabile pentru dezvoltarea și menținerea maladiei în plantație. Ok. And then one specificity about this disease is that the tree is not always susceptible to the infections. So stone fruits have actually two critical periods for infection. It's during bloom. Then if you have an infection, it leads to blossom blight. And then the closest you are from harvest, the more susceptible are the trees to infection. So what the model will do is that it will show specifically the moments when the trees are susceptible either during bloom or close to harvest. De asemenea, programul RIMPRO ține cont și de faptul că anumite soiuri de plante nu sunt susceptibile sau nu sunt sensibile la monilioză. Pe de o parte și pe de altă parte, ține cont de faptul că aceasta se manifestă în anumite etape fenologice de dezvoltare a plantei. Și anume, în perioada înfloririi este o fereastră când monilia poate să manifeste masiv la plantele care sunt sensibile la această maladie. Și a doilea moment critic pentru plantație este epoca când suntem cel mai aproape de recolt. Da, atunci când se maturează fructul. Okay. So the top graph, not the very top graph, but the top graph is also using is also modeling the infections in red, but it's leveled by the susceptibility. So what you can see in pink in this area is the susceptibility of the fruit either around bloom, either close to harvest. And because if you have very favorable conditions to monilia, but at a moment where the tree is not susceptible at all, nothing will happen. So what happened is that it takes the infections calculated based on the weather data, and it's crossing the susceptibility of the tree to calculate the effective infections that are important.
Adică acele două aspecte despre care am vorbit, de sensibilitate și epocă fenologică, putem să vedem în graficul de mai sus de cel oranj, da? Unde vedem o nuanță de roz și de roșu. Roz este epoca de sensibilitate, da? Adică ea este sau în perioada de înflorire sau în perioada imediată înainte de recoltă. Și cu roșu închis vedem gradul de afectare, da? Gradul de manifestare a bolii și respectiv putem să vedem că dacă ele se încrucișează, atunci trebuie să ne dăm seama dacă este acoperită epoca de sensibilitate sau nu și atunci trebuie să hotărâm dacă să intervenim cu un produs pentru a controla această boală sau nu. Dar după cum vedeți, în perioadele când planta nu este susceptibilă, da? Partea roz nu mai este critică epoca fenologică de dezvoltare a plantei. Practic, vedem în partea de jos, în partea oranj, nu este nimic critic pentru modulul de monilioză, pentru că deja planta nu mai este sensibilă la manifestarea acestei boli până la etapa următoare de coacerea fructului sau de floare. You'll see again that there are two susceptible periods that are calculated around bloom, and then it slowly increases towards the date of harvest. And well, you can just tell this and I will go on after. Practic, aici putem să vedem un sezon întreg, da? Vedem în partea stângă, pe mijloc, vedem perioada de înflorire și vedem când a fost cu roșu perioada critică de afectare în dependență de umiditate și de temperatură și vedem cum a fost acoperită perioada roz, care este pe epoca fenologică de sensibilitate. Pe urmă, vedem o perioadă goală, practic, când nu este, planta nu este sensibilă la, sau nu poate fi afectată de monilioză, dar pe măsură ce ne apropiem tot mai mult și mai mult de coacerea fructului, ploile de jos, da, din graficul de jos, perioadele de ploaie tot mai mult și mai mult ridică nivelul de criticitate sau de sensibilitate a plantei la această malatie pe dreapta. Ok. And in order to calculate correctly the susceptible window, it's important to set the phenological dates correctly for the variety you are working on, an apricot or a peach or whatever. And you can define three different profiles, either for one species and you define an early one, a mid-season one, and a late maturing one, or for different, one for a peach, one for a plum or something like that. You can define three different profiles. And you set, and in the DSS you have a menu on the top to set the flowering dates for the early maturing one, for the mid season one, etc. And then when you click the different options, the simulation will adapt to each different profile. Care sunt elementele cele mai importante pentru a putea avea cât mai bun calcul sau cât mai bună sugestie din partea la RIMPRO? Prima este să setăm corect epoca fenologică, da? Etapa de dezvoltare fenologică a plantei, este un aspect, o dată doar se face pe sezon. Și al doilea este să specificăm ce fel de cultură este, dacă este o cultură tardivă, precoce sau cu maturare medie. Asta poate fi impostat generic în partea de sus, unde vedem acolo de vreme, mijlocie, târzie, dar putem să intrăm în meniul programului și să setăm chiar data efectivă când se maturizează fructul sau când intră pe floare soiul pe care îl avem noi în plantație. Ba chiar spune că putem să-l specificăm chiar și pe specie de plantă. Adică putem să facem persic, cais, sau putem să facem prun, cais, persic, nectarină și așa mai departe. În dependență de cum nouă ne este mai ușor, putem să adaptăm în meniu să setăm aceste date. Okay. And then the top graph will calculate the infection, the symptoms, because when an infection occurs, the symptoms stay latent and are not visible right away. So when the calculation of the
effective infections start, the accumulation of the latent symptoms will start. And at the end of the season, you have an idea of how bad can be the latent symptoms that can develop afterwards on your fruit. De asemenea, anume specificul biologiei dezvoltării moniliozei este faptul că simptomele se manifestă mai târziu și respectiv graficul de sus cu violet o să vă arate, o să vă dea o prognoză cât de mare o să fie dauna cauzată de efectele secundare ale bolii în timp, în momentul în care nu a fost făcută nicio intervenție. Okay, and that's it. So I was quick for this model. I didn't show the different simulation changing the different varieties or profiles, but you can change as many times as you want during the season to see how the simulation is adapting to your different profile of varieties. Nu am făcut diferite scenarii prin care puteți să verificați cum graficele se manifestă în momentul în care sunt diferite tipuri cu diferite epoci, soiurile cu diferite epoci de maturare sau de înflorire. O puteți să o testați online când accesați platforma și aici practic se încheie prezentarea pe bolile la pomii fructifere. Okay, I think I'm done for today for the disease part on RIMPRO. So as you've seen, there are other disease models. So if you want to know more specifically on other diseases because you have a specific issue with a fire blight or something like that, just ask me. And I've also made a few videos on a YouTube channel. It's in English. Sorry. But it already gives a few ideas about how to read and how to understand the model. După cum ați văzut din modulele pe care le-am prezentat chiar la început, din prezentarea generală, sunt mai multe boli care pot să fie monitorizate și ținute sub control cu ajutorul instrumentului RIMPRO. Puteți să o faceți prin, dacă vă interesează ceva în mod specific, pentru că aveți careva probleme repetitive, spunem așa, în plantații, ca foc bacterian sau alte tipuri de malătii. Un alt sursă de pe care ați putea să vedeți cum lucrează RIMPRO cu aceste malătii sunt videourile pe YouTube pe care e explicative, unde eu practic, precum am făcut cu dumneavoastră, doar că în engleză, explic cum lucrează RIMPRO în diagnosticarea și în sugestiile pentru a controla malătiile date de pe platformă. Sau puteți să o solicitați deja prin intermediul organizatorilor seminarului. Sorry guys, can I address two more questions, please? Mm-hmm. Panin, tell me in a couple of words, how good is your model for CDL or for coddling moth? Oh, we'll talk about coddling moth tomorrow. Okay, nice. Shall we also talk tomorrow about the fruit thinning or not? Fruit thinning is not planned for tomorrow, but I can add it to the menu if you want. Since it's very close the season of the fruit thinning, okay. I've used it last year. It's quite nice, but I'd have a couple of questions there. Or maybe if you make a presentation, I've got no more questions. Okay, then tomorrow I can talk about some pests and then take some time also to talk about the thinning model so you can ask your questions. Thank you. La solicitarea domnului Mihai, ținând cont că mâine este pe partea dăunătorilor, o să intrăm în detaliu cu Sidia și, de asemenea, la solicitarea domnului Mihai, o să introducem și răritul pe fruct. Răritul cu ajutorul RIMPRO o să fie, de asemenea, pus în discuție mâine. Okay. So thank you very much, Fanny, for your very comprehensive information. And thank you for the translation. It was really, really good. And I can understand quite a few words, so it was really funny. It was my pleasure. It is a Latin language, Romanian. We are from the same Latin group, that's it. Yeah.
Can you share this presentation with the PowerPoint or to us or? Yeah, I can make like a PDF or a compressed PDF or something like that, so I can send it to you. Okay, thank you very much. So tomorrow we'll have a really shorter introduction, maybe 5-7 minutes, and after that so that you have more time for PES. Okay. Perfect. Okay, thank you very much. Da, mulțumim la toți care s-au conectat și la toți care au participat. Au fost cumva puțin participat, dar cred că au fost foarte productiv. Eu am fost cumva foarte bine informat și surprins de toate opțiunile la RIMPRO. Eu am lăsat numărul meu de telefon. Puteți să scrieți un mesaj sau scriu și adresa mea de e-mail. Și cine e interesat pot să vă expediez prezentarea lui Fanny ulterior sau îmi scriți, da, și vă expediez ambele prezentări. Asta de azi și de mâine pentru dăunători. Poate cineva dacă are un comentariu sau un feedback privitor la ceea ce s-a abordat azi, sunteți bineveniți ca să interveniți. Andrei. Mm-hmm. La Moldova. Eu cred că noi pare să-l trimitem la un grup organizat la toți membrii asociației, știi? Ok, dar poate cineva nu e membru asociației, din cauza să întreb. Nu, dacă, mă rog, are cineva particular, dar noi oricum să-l trimitem prezentările la toți și video, o să facem link, mă rog, să ne ascult încă o dată. Ok, da? Bine. Ne-am înțeles. Mulțumim. Dar deja se acumulă, s-o avem și pe sede mâine și facem un share la tot. Ok. Mâine abordarea o să fie despre dăunători și cred că o să fie tot așa de interesant caz. Și o să fie un timp productiv. Ok, numai bine. Să aveți o zi frumoasă. Hello. Mersi. Bye-bye. All the best.